Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Este momentul să vă faceți echipele, dragilor. Ah. Cu cine începem? Așa cum facem în ultimele sezoane, o să începem în ordinea punctelor obținute în semifinală. Asta înseamnă Adi, Flori și Raluca. Foarte mișto. Cum văd eu pe adversarele mele, sunt sigur că o să încerce să-și ia cât mai mulți oameni din echipele lor. Deja la prima selecție o să-și ia cofetăreselor, eu sunt sigur de treaba asta. Strategia mea o să fie să-mi iau numai amatori, pentru că nu întotdeauna dai rezultatul maxim și dacă ai numai VIP-uri, cred eu. Nu mă interesează 5 stele, 10 stele, nu, chiar nu. O să iau un nivel mediu, să zic așa, deci cam asta o să fie echipa mea. Așteptam cu sufletul la gură, nu înțelesesem strategia lui Adrian. Mi-era ușor teamă de Adrian să nu mi-o ia pe Ștefania. Deci pe Ștefania o aș fi ales o rachetă dintre toți. Teama noastră cea mai mare este ca Bontea sau Scărlătescu să încurce echipa roz luând-o pe Ștefania. Dacă noi o pierdem pe Ștefania la selecție, noi am pierdut desert. Din start, nu mai avem desert. Ulei, mă, că tot dau gând pământ. Eu cred că Floricica va alege mai mult din echipa noastră, pentru că are încredere în ei. Asta dacă nu ia, cine știe cum s-a mai întâmplat, de la unii la alții. Sper ca nimeni să nu se atingă de persoanele pe cine le gândesc eu. Sper că nimeni că... Dar n-au cum, pe numai mă uile ei, cred că și trec prin ei. Ferească Dumnezeu, că doi de viața mea, mă, Doamne, cred că aici mă bag cu ei. Eu vă iau pe a voi, stați cu treburile voastre, nu lăsați mai copiii mei în pace, nu îi las. Atingă-se de cine vor ei, dar mie nu se atingă, nu-i corect, eu nu iau pe ei. Hai să fim corect, să lucrăm cinstit și să câștigi cel mai bun, atât. Adi, primul tău ajutor. Primul meu coleg, ca să spun așa, o să fie Lady, Lady Noste. Lady Noste. Bravo! Mi se pare ireal, jur, mi se pare incredibil. Nu așteptam nici o secundă, nici într-o mie de ani să mă aleagă prima. Oh, wow! Am emoții, Doamne! Omul meu de bază o să fie Lady astăzi. Ea o să aibă grijă de toți oamenii care sunt în echipă. Lady este un om cu un caracter de nota 3000. Sincer. E atât de deschisă și atât de deșteaptă, eu cred că cu ea o să dau rezultate mai bune decât aș da cu un șef. E o alegere foarte bună pentru că este genul de concurent foarte dedicat. Chiar este implicată, chiar este interesată să ajute. Bun! Înseamnă că el lucrează cu amatori. Nu vrea să se complice, să-și aducă bucătari profesioniști, că nu vrea să se lege la cap și să aibă discuții pe parcursul probei. Perfect! Deci dacă mă va alege Raluca sau Flori, știi ce fac, nu? Stau și eu picior peste picior și îi spun, fata mea, mi-e rău. Nu știu cum să te ajut eu pe tine. Ea trebuie să fie conștientă că cum să lupt eu pentru ea. Când ei au fost contra mea, n-aș face-o. Păi dacă o să fiu ales în oricare dintre echipe, nu am venit să trag mâța de coadă sau să sabotez. Am venit să-i ajut, oricare dintre ei m-ar alege. Aș fi mulțumit că măcar joc finala. Flori, eu îl iau pe cel mai bun. Gabi. Am încredere în tine. O să dau 100% din mine, adică ca și cum aș găti pentru finala mea. M-am aplaudat și eu. Păi da. Îl aleg pe Gabi primul pentru că am încredere în el și știu că Gabi e o persoană 100% bună, cu inimă bună și nu mi-ar face nimic ca să nu meargă ceva bine. Mi se pare normal și firesc, da? Va fi omul ei de bază, cu siguranță. Acum suntem bine să treci acolo. Prima selecție celorlalte echipe ne-a ajutat să răsuflăm ușurați și să ne dăm seama că oamenii ăștia vor competiție parte în parte, ceea ce e de apreciat. Să-l câștige cel mai bun. Vă spun sincer că oricare ar fi deznodământul, voi aplauda. Pentru că și Adrian, și Raluca, și Flori, din tot sufletul merită aplaudați pentru că au ajuns să joace finala. Raluca, să mai întreb? Sau zic eu? O să o chem? Păi acasă? Zic eu Ștefania, nu? Ștefania e acasă, mă!
Mă bucur să mă revăd, în primul rând. Afinată? Hai, momentul tău. Scumpa mea. Doamne, un vis îndeplinit. Mi-am dorit-o din mătuva oaselor pe Ștefania în echipă. Era elementul cel mai important. Sunt foarte fericită pentru Ralu, că e în finală. Eu mă așteptam. Cred că eu credeam mai mult în ea decât credea ea. Suntem bine, suntem bine. Am desert. Am un element. Și un element din meniu este gata. N-am nicio problemă. Adi, este din nou rândul tău. Da, cred că astăzi am nevoie și de un bodyguard în echipă. Andrei o să vină la... Bine, mă! Sincer, nu mă așteptam să mă aleag Adi, doar mă bucur că m-a ales. Pentru desert, de fapt, și elemente de plating îl iau pe Andrei. Andrei a făcut foarte multe musuri, nu este un bucătar șef, doar că el poate în seara asta să înflorească, să se depășească singur. Un om ca el e un plus pentru echipa mea. Șef, lucrești cu dumneavoastră sezonul ăsta? Andrei, nu se panichează. E un tip care a avut un parcurs fantastic, mie îmi place foarte mult. Interesant, o montare îndrăzneasă. Pe Andrei l-a luat, cred că pentru desert. Flori, eu aleg pe Carmena noastră. Oh. Și eu când am văzut, zic, hai să o iau pe Carmen, nu cumva, să, cât de nu era la Carmen, eram pe burtă tot ce facem noi la desert. Carmen, avem desertul asigurat. Deserturile de foarte multe ori fac diferența în finala. Mare grijă. Wow. Îmi doream să fiu aleasă în echipa Floricăi și m-am bucurat pentru că Flori a avut încredere în mine și sper să nu dezamăgesc. Hai, ia-o pe Anica acasă. Ia pe Maciu și... Nu, Anica. Dar de ce nu Oxi? Noi, Anima, șef, o luăm noi după aia. Că oricum pe Oxi nu o vrea nimeni. M-a durut când a zis treaba asta, pentru că Oxi a demonstrat de fiecare dată. N-am înțeles de ce să nu vrea nimeni pe Oxi. Șef, stai liniștit, ai încredere, te rog, în mine, că știu ce fac. Tot la noi vine, nimeni nu vrea. Raluca, tu la ce te gândești? La ursul nostru, mâncarea la mama, vino Manciu! Strategia mea era așa, intră Ștefania prima, să nu mi-o fure cineva. Intră Manciu, stâlpul meu și omul care mi-ar fi făcut carnea perfect. Faptul că l-a ales pe Manciu era firesc. Eu o să fac tot posibilul, o să mă vedeți în finala asta alergând. N-am alergat niciodată până acum. Vreau să dovedesc că merit să fiu în echipa Ralucăi în această finală. Ai încredere în mine, șef, aveți încredere în mine. Eu nu știu acum dacă voi fi aleasă, eu cred că mi-am demonstrat ce am putut să fac și cred că sunt destul de bună încât să lupt pentru cineva în finală. În momentul în care eu l-am ales pe Manciu, ea s-a uitat cu groază și toată roșie la față, neagră, cum nu pe ea. Îmi doresc maxim să fac parte din echipa la Luca, adică eu acolo îmi văd prezența. Dar lucrurile se pot schimba. Băi, stai cu minte că te luăm! Eu îmi doresc din tot sufletul să câștige la Luca, dar eu cred că câștigătorul va fi Adrian, sincer, pentru că este un super mega bucătar. Chiar dacă voi lupta pentru altcineva, în acel moment probabil că îmi voi dori ca echipa respectivă din care voi face parte să câștige. Adi? Eu aș vrea totuși să întorc pe cineva în echipa mea, cineva de suflet. A spus că vreau să reîntregim echipa și eram... Mă strigă pe mine, mă uitam așa la el. Titus o să vină la mine. Titus și eram... E normal că pe Titus, că eu sunt... Last season. Hai la tău. Mamă, e perfect. L-a vrut el pe Titus. N-am înțeles de ce. Cine a fost cel mai curat, sufletește? În echipa noastră a fost Titus, sincer. Asta era tot ce-mi doresc, să știu că fac ceva și că ajut. Mai ales că e pentru Adi și chiar vreau pentru Adi să îi returnez favorul, că și el m-a ajutat de-a cursul sezonului. Cât asta la noi în echipa a luat note mari. Cu toate că toți zic că eu i-am făcut mereu farfurile, l-am și ajutat, este foarte adevărat, dar în ultimul timp și l-a făcut singur și a luat tot notă mare. Plus că a venit cu anumite chichițe, cum le mai zic eu, anumite plusuri la fiecare farfurie, care poate eu nu le-am făcut niciodată. Și tocmai de asta a fost nominalizat de mine. Titus! Ai zis că te-ai simțit cel mai bine aici, a? M-am simțit? Două amulete ați băgat în el, șef. Și degeaba v-a vândut la băi, primul colț. Băi, dar l-a auzit pe ăla.
Cu cât atunci mânie? Două amulete ai băgat în mine! Două! Am văzut că Adrian și-a schimbat oarecum echipa pe care o zisem eu că și-ar face-o. Și zic, stai așa că dacă m-ar... Spun sincer, dacă Adrian zicea, Gigi, am vrut să mă uit când s-a uitat spre noi, să mă uit la el, să zic, nu. Eu așteptam să mă ia Florin, nu mă lua Florin, nu mă ucea nicăieri. Pentru că, aparte de Florin, care e colega mea, eu vreau să lupt pentru Șef Bontea până la final, bro, să-l facem fericit, să știu și eu că am contribuit în echipa sa până la final cu orice am putut. Trecem la Florin? Florin? Deci eu de când am început, cineva a fost mereu în dreapta mea, nu pot să nu termin cu el, Paco! 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 Paquito, mă, Paquito! Cu Paco am început în dreapta, cu Paco vreau să termin. Mie îmi place ce gusturi dă la mâncare și știu că și Paco... Eu pentru mine era normal că trebuia să fie așa, să lucrez echipa ta ultima, ta la final. Spargem, Paco! Paco, normal. Încă ea și-a făcut meniul și în funcție de concurenți și cine ce facă tip. Păi dacă fac asta, cine știe să le facă cel mai bine? Fructele de mare și astea, Paco. Raluca! N-aveam cum să n-avem trio complet. Am fost ultimii trei, Oxy. Hai, mamă, Michelina noastră! Să facem din eu, când mi-am conceput echipa, mi-am conceput-o cu sufletul. Faptul că noi ne numim cei trei care am format nucleul echipei, că noi am tras până în semifinală, pe ea o motivează. Am avut încredere până în pânzele albe. Îmi doresc din tot sufletul să câștige Raluca. Cred că va fi un bun conducător. Dar până la urmă o vom vedea astăzi, nu? Ce se va întâmpla. Păi erai în familie, mă, cine te-a dat afară vreodată? Ce-i? În momentul în care am văzut-o și pe Oxy în echipă, m-am bucurat. E ok, avem scheletul echipei roz, l-avem, e bine. Puteam să iau, dacă aveam posibilitatea, 20 de oameni și Oxy rămânea ultima. N-ar fi ales-o nimeni pe Oxy, nimeni. Și bag mâna în foc și nu mă ard pentru chestia asta. Mai aveți de ales câte un concurent. Adi? Acum e cel mai greu. Dacă tot am început să ne refacem echipa, cred că Brighi vine la noi. Nu pot să cred! Doamne, nu m-am așteptat, sincer. Cu toate că nu prea aveam la suflet la început, doar că mi-a făcut o analiză așa la cum a lucrat și am zis, bă, ok, dacă vine cu un plus, decor toată ziua. Bă, și un decor dacă mi-l face. Curat cum l-a făcut și până acum, e plusul meu. Și am ales să meargă Brighi la mine. Și Brigitte lucrează în bucătărie și ar putea să ajute foarte mult. Se pare că, deși am plecat într-o altă echipă, ceva a rămas acolo, o conexiune pe care am simțit-o pe tot parcursul concursului, indiferent că am trecut într-o altă echipă. Vai de mine, ce să zic, că nu am intrat în echipa mea și a ales-o pe Brigitte. M-a lăsat fără cuvinte. Dar el a zis foarte bine că el nu vrea bucătari. El vrea ajutor bucătari. Păi e frică de mine că știe că sunt obraznică, știu ce fac și nu accept deciziile lui. Da, pe Madalina am scos-o, nu că m-a deranjat cu ceva anume, doar că i-am văzut vibe-ul și exact ce spuneam, trebuie un ceva curat. Ce să spun? M-ai îmbolnăvit că nu m-ai ales. Ce crezi? I don't care. N-am cum fără Gigi, chiar n-am cum. Ce faci, bă? Gigi, n-avea cum să lipsească. Gigi, Gigi, bun la toate. Era oricum și normal să fiu ales. Am luptat cu ea până la capăt. N-aveam cum să nu fim noi în echipă. Ei sunt semifinaliștii, dacă stai să te gândești. Let's go! Îi rupă. Eu am ales echipa mea, nu doar că Gabi bucătar, că Gigi sau... Eu am lucrat cu ei, am lucrat mult, ne cunoaștem, știu ce pot, știu cine sunt, știu ce gust au. Nu pot eu, de exemplu, Sorin Coveni, nu-l cunosc, nu știu cum lucrează. Probabil e mai bun ca toți noi la un loc, dar dacă nu-l cunosc, eu nu pot să-l... Eu cu echipa asta m-am dus mult timp înainte și cu asta vreau să termin. Mi se pare alegerea nu corectă, foarte corectă, foarte deșteaptă alegerea Floricicăi, chiar dacă nu l-a luat pe Sorin cu țitul de aur. Poate n-avea încredere în el din asta foarte mult, poate că are și emoții. Ăștia scăliți toți. N-am niciun dubiu și fără niciun fel de ezitare îl chemăm pe Florin ca să fim toți nucleul echipei.
Mi-l doresc și pe Florin în echipă. Florin e un bun executant, știe ce face și dacă la Florin îi dai direcția, Florin n-are cum să greșească. Toată familia Roz! Sunt ales ultimul. Mă așteptam la asta, să fiu ales. Mă bucur tare să fac parte din finală și să gătim din nou cu toții, ultimii rămași în concurs. M-am gândit așa, de ce? Noi am lucrat cel mai mult împreună, noi suntem obișnuiți unul cu altul și noi suntem nucleul echipei Roz. Ăștia suntem, ultimii cinci. Nu mai aveam altă variantă, să aducem în finală un om pe care l-am pierdut de mult, care a pierdut ritmul în primul rând. Era firesc să facem asta și din punctul meu de vedere avem o echipă foarte, foarte bună. Oamenii cu care noi am câștigat battle-uri. Cred în noțiunea de echipă consolidată și cred că lucrurile astea dau roade. Și îmi pare rău că n-am luat pe alții. Erau bucătari bune acolo dintre cei care au rămas. Erau oameni care și-ar fi dorit să vină. Cu părere de rău m-am uitat la ei și mă gândeam dacă mai aveam încă atâtea locuri, mai aveam, cred că, patru acolo la care mă uitam deja. Și pe voi vă iau în echipa mea, simpaticilor. Nu sunt trist că nu am fost ales, chiar mă bucur. Raluca a făcut o alegere foarte corectă. Chiar n-am vrut să am responsabilitatea asta pe mine și m-am liniștit total când am văzut că mă duc la Udine. Vă mulțumim frumos! Ne revedem puțin mai încolo, da? Mulțumim, dragilor! Nu sunt deloc supărat. Finaliștii și-au luat concurenții care sunt bine pregătiți și concurenții cu care se înțeleg foarte bine. Nu-mi pare rău cu poate eu n-ajung la înălțimea lui Adrian. Adrian e un băie foarte bun, are oameni buni, dar unul e suspect. Brigitte Iuleacă cred că e geloasă, că deși nu e în finală. Dar mă rog, da chiar dacă mă vede, dar eu îi zic și în față. Ferească Sfântul să greșească, îi zic, tu ai vrut așa să piardă, că Adrian, că eu sunt bucuroasă să câștigi Scârlătescu. Că pentru el am venit aici așa, că așa i-am zis, să dea Dumnezeu sezonul ăsta să câștigi dumneata, domnule. De așa cu dacă nu câștigă din cauza lui... Doamne, iartă-mă! Doamne! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.